bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Janina și astăzi avem un video shopping. Am făcut un pic de shopping astăzi și haideți să vă arăt ce am cumpărat. De la Teliwell am cumpărat două bluzițe pentru Rosella. Este asta, care rămâne așa ca un până în la buric, ca un top crop. Poți să-l pui, e simplu, alb. O să-l iei așa cu o fustiță cu talia înaltă. Și încă o bluziță, ca un maiuț așa. În spate are chestia asta și în față are macrameul ăsta foarte drăguț. Ca să nu știu este. Și eu mi-am luat de la un magazin Intelligent Store o bluză cu asta de la Anglia. Ocupă tot ecranul. E așa, mâneca tăiată. Ok. Și acum să trecem la farduri, la make-up. De la Kiko am luat numai două lucrușoare, că și așa am casa plină. Și am luat un ruj din noua colecție Mirage Lip Pillow. Este un grena, o să vin s-o ceziz. E așa, are packaging-ul foarte, foarte mișto. Este numărul 10. Uite ce frumos este. E grena. Grena, nu e vișineu, grena, foarte drăguț. Și am mai cumpărat un eyeliner, care îl folosesc de obicei. Este Precision Eyeliner, este ăsta. Normal, nu are nimic deosebit, dar e bun, rămâne pe ca lumea pe ploape. După care am trecut la Wycon. Că îmi trebuia corectorul, dar numărul meu nu îl mai avea. Spuneau că trebuie să facă din nou o culoare, ceva de genul ăsta, și era cel mai mișto că era deschis, foarte deschis și era ca lumea pentru conturi, dar bine, asta este. Și de la Wycon am luat un eyeliner waterproof numărul 06, care este albastru pastel. Uite ce frumos este. Și are capacul care aici se desface, se întoarce și are pensulică ca să îl pui. Și bine, o să-l... Așa este, are deja pensulică aici, foarte mișto. Asta mi se pare că a costat 7 euro. Rujul 12 euro. Eyelinerul 7 euro. Asta tot cam așa, 6,90 mi se pare. Și mai e încă unul, că mi-am luat două, unul pe albastru și unul pe auriu. Asta este numărul 02, bronz. Este culoarea asta, vedeți? Tot la fel se desface asta, se pune așa și ai pensulica deja, ai o pensulica în colț așa deja pe capac. Foarte mișto. Și am mai luat două lipstick-uri, care sunt niște vopsele din alea pentru buze, cu uit mereu eu cum îi spune. Ăsta este numărul 12, Viola Orchidea, care nu știu de ce am impresia că l-am deja, dar o să mă uit. Și este așa. Astea sunt foarte bune, rămâne pe buze ca lumea. Decât în momentul în care s-a uscat, trebuie să-ți dai cu un lipstick transparent și e ok. Și ăsta e numărul 21, Mangetta, care e un roz aprins, un roz coral, așa, un roz, nu știu. Asta merge. Și astea au fost chestiile de make-up. Trecem mai departe.
Am cumpărat de la Conforama, avem aici un magazin enorm de chestii din astea pentru casă. Am cumpărat o mobiluță mică care îmi trebuia mie să-mi bag machiajele în ea. Și am mai cumpărat această veiozică, care e așa de drăguță că e micuță. Și pe asta am dat 4,90, adică 4,90€. N-a costat. Mi-am mai cumpărat chestii, borcănașele astea cu pai. Am luat 4 din astea. Da? Cuzi. Deci are o scris aici, care nu mă știu ce scrie. Quality, refresh, ice cold, drink. Am mai luat chestia asta. O paletuță din plastic, să nu mai zgriem găile. Asta este pentru usturoi, se bagă usturoi aici și se apasă și se pisează așa. După care mi-am luat asta de pus, că-mi trebuie mie să fac bucătărie acolo. După care îmi trebuia o cutiuță pentru îndulcitorul meu, xilitolul, la rețeta, la dieta mea, și mi-am luat asta, care e stil vintage. Vintage! Eu ador vintage-ul prin apuri. Îmi plac la nebunia. Și am luat și asta. După care am luat chestiile astea americane. Nu știu cum le spun în românește, să-mi lăsați în info box cum se spune. Asta e pentru Mateo, care spune: nu pot să trăiesc fără sandwich din astea de la McDonald's, de la fast food. Și pentru mine mi-am luat asta. De luni sunt la dietă. Astea costau 1,99€ astea. În schimb, cutiuța asta a costat cam 5€. Chestia asta a costat 2,99€. Cam așa costă pe aici. Mai departe, am cumpărat o lingerie pentru Roselina, care este așa. Dacă o vedeți pe lume. Are aici o pernuță unde are tot înscris în engleză: life is too short to wake up in the morning with regrets, so launch when you can, apologize when you should, and let go what you can change. Baba. Și aici e scris life. Aici așa. E foarte drăguță și partea cealaltă e așa cu biluțe. Am mai cumpărat cutiuța asta care se pune ceaiul, pliculețele de ceai înăuntru. Asta parcă a costat, lingeria a costat 29,90, adică 30€. Faceți ori 4 și iese bănuții LED. Și asta se desface așa. Și aici are așa împărțită ca să spui toate pliculețile de ceiuț. Și am mai cumpărat chestiile astea unde are o grămadă frunze și toate, ca să le bagi în spune să ne lasă frumos. Și am mai cumpărat 3 lumânări. Asta, care este mov și este cu lavandă și vanilie. Asta de la Villa Verde. Asta e cu fructe de pădure, miroase super, tot de la Villa Verde. Asta mi se pare 1,99€ parcă costă. Și ultimul e asta din vanilie, tot la fel, miroase de nu se poate. Și astea au fost cumpărăturile mele de astăzi. Nu uitați să dați un like și ne vedem la următorul video.